Sunt cazuri în care oamenii aflați în ultimele clipe ale vieții pământești nu mai pot vorbi, nu mai pot comunica. Și cei din familie cheamă preotul să vină să îi dea ultima sfântă împărtășanie. Numai că oamenii trebuie să știe că pentru primirea sfintei împărtășanii trebuie îndeplinite niște condiții. E adevărat că dacă vorbim de cineva care mai are poate câteva clipe de trăit, nu sunt aplicate condițiile cuprinse în canoane, nu? Care prevăd o perioadă de pocăință, o perioadă de conștientizare și de îndeplinire a unui canon care să-l ajute pe om să nu mai săvârșească păcatul care în mod normal l-ar opri de la primirea Sfintei Împărtășanii. Însă există o condiție minimală, aceea ca cel care se împărtășește sau urmează să primească ultima sfântă împărtășanie, să-și exprime acordul. Preotul oricum încearcă să comunice cu el, să realizeze o spovedanie pe ultima 100 de metri, dar în care să existe o minimă comunicare între el și cel care se spovedește. Sunt situații în care preotul nu cunoaște omul care se află în fața lui și se află pe patul de moarte. Sunt foarte multe situații în care omul respectiv nici măcar nu mai poate să înghită nimic, iar atunci familia trebuie să înțeleagă că împărtășania nu trebuie dată cu forța sau în condiții în care ea nu poate fi primită de cel care urmează să treacă la cele veșnice. Și nu trebuie să vadă în asta o tragedie. Oricum, faptul că preotul este prezent lângă cel care urmează să treacă la cele veșnice este un lucru important, fiindcă preotul, chiar dacă nu-i poate oferi Sfânta Împărtășanie din motive ca cele pe care le-am amintit, el îi citește rugăciuni care să ușureze acest moment al trecerii. Există chiar o rugăciune la ieșirea cu greu a sufletului, pe care preotul e foarte atent să nu o citească decât dacă este cazul. O rugăciune care îl ajută pe cel care se chinuie, nu, și are aceste suferințe ale momentelor trecerii din viața pământească, îl ajută să treacă mai ușor. Însă primirea Sfintei Împărtășanii are niște condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinim și dacă ele nu pot fi îndeplinite, cum sunt aceasta unei minimale spovedanii, mai ales în cazul în care preotul nu-l cunoaște, în cazul în care omul respectiv nu a fost niciodată la biserica parohiei sale sau la altă biserică. Sunt și cazuri în care preotul îl cunoaște pe cel care este în ultimele clipe ale vieții pământești, au avut o relație duhovnicească și știe că înainte să ajungă în această situație, el îl iubea pe Dumnezeu, se spovedea, se împărtășea frecvent și chiar dacă nu își poate mărturisi concret păcatele, îi poate oferi Sfânta Împărtășanie în condițiile în care el poate să înghită. Însă, e foarte important să ne dăm seama că Sfânta Împărtășanie nu este un medicament magic sau un fel de substanță magică pe care, dacă o primește cineva care moare, își are asigurat o veșnicie fericită în comuniune cu Dumnezeu. E mult mai important ca omul să se pregătească tot timpul vieții sau măcar în ultimele zile ale existenței sale pământești și să nu ajungă în această ultimă clipă, în condiții în care nu își mai poate asigura pregătirea pentru viața cea veșnică. Însă, asemenea tâlharului pe cruce, sunt și cazuri, sunt exemple de oameni care au reușit să vorbească cu un preot, să primească taina pocăinței,
în ultimele zile ale vieții lor și cu siguranță, asemenea tâlharului de pe cruce, având sentimentul pocăinței sincere, au primit iertare și dezlegare de la Dumnezeu, iar mersul lor în veșnicie a fost cu totul altul.